Matei, capitolul 20, versetele 1 cu 16. Pilda lucrătorilor vii. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la cealaltă al treilea și a văzut pe alții stând în piață, fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el. Și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis: de ce stați aici toată ziua, fără lucru? Ei le-a răspuns: pentru că nu ne-a trumpit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: cheamă-i pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot cât un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau: aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-a făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el le-a zis unuia dintre ei: prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine pentru un leu? Ia ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă, ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi. Și cei din tâi vor fi cei din urmă. Pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin.